Vladimir Putin a luat marea decizie. Toată Rusia trebuie să știe. Pe măsură ce războiul din Ucraina se prelungește, iar scopul campaniei militare se schimbă, există un adevăr tot mai incomod pe care propaganda regimului Vladimir Putin nu-l mai poate ascunde: pierderile de vieți omenești în rândul soldaților ruși. În același timp, Rusia se confruntă cu o scădere dramatică a populației, care nu are legătură cu războiul. Din acest motiv, președintele rus vrea să readucă la viață un ordin special, creat de Stalin pentru a crește populația țării. Confruntat cu pierderile mari de vieți omenești în al doilea război mondial, în iulie 1944, Stalin a creat Ordinul Mamei Eroine, care în următorii peste 45 de ani a fost acordat unui număr de 430.000 de femei din Uniunea Sovietică pentru meritul de a fi născut cel puțin 10 copii. De asemenea, Stalin a creat și medalia maternității, care era destinată femeilor care nășteau cinci copii, dar și ordinul gloriei materne, pentru cele care aduceau pe lume șapte copii, scrie Eurasia Reviau. Recurce la aceeași tactică aplicată de Stalin. La rândul său, președintele Vladimir Putin nu se confruntă acum doar cu un război pe care armata sa abia îl poate duce și cu pierderi mari pe câmpul de luptă, ci și cu o situație demografică dezastruoasă. Pentru a face față declinului populației, liderul de la Kremlin recurce la aceeași tactică la care a recurs Stalin. El a cerut reinstituirea unor astfel de ordine, cu beneficii financiare, iar Duma de Stat elaborează în prezent o legislație pentru a încuraja femeile din Rusia să nască mai mulți copii.